Îți spun un bun găsit la emisiunea Studenți ai Cuvântului, un format special pentru cei care vor să rămână studenți ai Cuvântului lui Dumnezeu. Astăzi aș dori să-ți prezint invitații noștri, doi studenți la Teologie Pastorală anul 4. În primul rând, Adrian Pașca. Bine ai venit, Adrian! Mă bucur să fiu aici și mulțumesc pentru invitație. Și eu și Sergiu Zariosu. Bine ai venit! Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu alături de tine. Și eu mă bucur! Așadar, astăzi vom aborda un subiect sensibil care implică căsnicia noastră cu Iisus și motivațiile care ne fac să fim darnici în această căsnicie. Haide împreună cu noi să deschidem Biblia la Psalmul 116, începând cu versetul 12 la 14. Sergiu. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului său popor. Ei bine, aici vedem că în primul verset avem parte de o neputință a psalmistului și în al doilea avem parte de o făgăduință, cumva să acopere neputința. Cum vedeți? Vi s-a întâmplat să trăiți ceea ce zice psalmistul aici, într-o perioadă a vieții? Sau? Cred că contează mult modul în care evaluăm ceea ce primim de la Dumnezeu. Că de fapt aici e toată mișcarea asta, efortul ăsta personal, e în a înțelege cât de mult îmi dă Domnul. Dumnezeu mi oferă, pot să cuantific cât de mult și atunci când înțeleg cât de mult primesc de la El, pentru că în studiile trecute s-a amintit mereu, Dumnezeu dă tot, noi tot ce avem este al lui Dumnezeu, nu este al nostru. Când înțeleg chestia asta, atunci mă uit la El cu alți ochi. Atunci înțeleg cât sunt eu de mic pe lângă cât e El de mare. Înțeleg că oricât aș vrea, nu pot să-i întorc totul. Aici apare, cred, chestia asta de neputință. Și personal o trăiesc în momentele în care îmi dau seama că a făcut mai mult decât îmi imaginam eu că poate vreodată să facă. Am nevoie de ceva, mă rog, Doamne, ajută-mă cu treaba asta specifică. Și El trece mai dincolo de cât mi-am dorit eu, cât mi-am imaginat că poate să facă. În momentele alea, îți vine să zici, Doamne, ce pot să fac mai mult? Adică ai făcut totul. Nu știu cum aș putea răsplăti ceea ce ai făcut tu pentru mine. Trăiesc de ceva timp versetul ăla care zice, tu nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te împinge la pocăință? Adică, nu știu, căsnicia asta cu Iisus implică o binecuvântare atât de mare, încât cel puțin pe mine m-a adus la nivelul ăla de a spune, Doamne, știi ceva? Eu oricum știu că Tu ai grijă de mine. Lasă astea. Vreau cu Tine, vreau mai mult din ceea ce ești Tu, știi? Și vreau și eu să fac ce ți-am promis cumva sau să mă țin de ele, nu? Sergiu, cum vezi treaba asta? Mai sunt de acord și chiar în timp ce Adi vorbea și explica, mă gândeam că în același fel mă simt și eu în mod special în momentele în care privesc așa retrospectiv la câte a făcut Domnul pentru mine sau poate mă aflu la un moment de răscruce și mă gândesc înapoi la trecut și îmi dau seama cât de nevrednic sunt eu, cât de frumos m-a condus Dumnezeu până în punctul respectiv, câte binecuvântări mi-a dat, că sunt materiale, că sunt sufletești și zic, Doamne, dar cum eu, un așa păcătos și care sunt multe ocazii în care te rănesc, cum eu sunt așa de binecuvântat de Tine? Și ce pot eu să fac? Adică îmi dau seama de neputința mea, de uneori lipsa mea de voință, de înțelegere, când Dumnezeu așa de mult se străduiește ca prin tot ceea ce face să mă facă să înțeleg că îi pasă atât de mult de mine încât nu contează lucrurile astea care uneori pot să fie trecătoare. El este gata să investească oricât, orice sumă, orice binecuvântare este gata să o investească în noi. E o cântare în engleză, mie tare mult îmi place. Căile tale sunt mai înalte decât căile mele. Eu vreau să muți munții, tu vrei ca eu să-i urc. Căile tale sunt mult mai înalte decât căile mele. Când înțeleg chestia asta și o pot înțelege doar privind în spate, văzând că aveam impresia că e un punct fără continuare, un moment în care eu nu mai pot ridica și văd cum Dumnezeu m-a condus, chiar dacă a fost prin momente grele, îl văd cum a lucrat și îmi dau seama că drumul lui e mult mai frumos decât drumul pe care mi-l imaginam eu vreodată pentru mine.
E bine, dacă ar fi să ne uităm așa la primele pagini ale Scripturii, vedem că oamenii atunci parcă n-aveau așa, cumva trebuia să-i zici, Adame, dă-i și tu Domnului. Nu, totul venea așa natural. Mm-hmm. Oamenii făceau asta cu drag, erau doritori să facă treaba asta, nu? Înconjurați de bunătatea lui Dumnezeu să, băi, eu ce pot să fac, nu? Însă, după căderea în păcat, a început să crească noi această latură egoistă, nu? Totul e despre noi. Ai văzut că și în viața de credință, prima dată e despre tine, nu? Doamne, dă-mi, fă-mi, ajută-mă, mai întâi testezi părintele ăla, să vezi, acolo pentru tine te schimbă de scutece, îți dă un ba din nou, te învață să mergi, te ajută, te prinde, te... Dar după aia trebuie cumva să te desprinzi de treaba asta, nu? Trebuie să crești, că altfel am rămâne niște infantili sau handicapați spirituali pe, da? În trupuri de oameni mari, dar noi, Doamne, te rog, mai dăm. Și niciodată, băi, stai că ți-am pregătit aici o linte, ceva, nu, lăpticul. Și n-am crește, nu? Ce implică această căsnicie cu Iisus în viața de credință și apoi orientăm puțin și spre dăruirea asta? Da, să vedem puțin ce implică căsnicia asta cu Iisus. Sunt de aproape 6 luni căsătorit și chiar mă gândeam acum în timp ce vorbeai la lucrul ăsta și îmi dau seama că atunci când ești căsătorit, sunt două lucruri. În primul rând este foarte frumos, o grămadă de sentimente, lucruri noi, trăiești așa o relație interesantă. Odată cu timpul sau sunt momente când sentimentele nu sunt neapărat la fel de puternice ca în prima zi, să zicem. Și am observat că atunci este nevoie de principiu, să faci lucrurile pentru că așa știi că este bine, pentru că te raportezi la principiile pe care le ai. Și mă gândesc la relația cu Hristos, la căsnicia asta cu El. Nu întotdeauna poate vom simți acea dărnicie față de El sau nu întotdeauna poate avem momentele de retrospectivă când vedem cum a lucrat Domnul pentru noi, că se poate să le pierdem uneori din vedere. Dar e important în momentele alea, pentru ca această căsnicie să meargă înainte, să crească, este important să acționăm din principiu. Să știm că Dumnezeu, eu știu că Dumnezeu m-a iubit și că mă iubește așa de mult încât eu nu pot să înțeleg. Și pentru că știu asta, nu pentru că simt asta în primul rând, eu vreau să îi dau înapoi așa cum pot eu. Foarte important. Da. Nu sunt căsătorit, așa că o să-mi imaginez lucrurile astea. Am crescut într-o familie cu 3 copii, adică mai am 2 frați mai mici. Am avut câțiva colegi de cameră până acum. Îmi imaginez puțin cum e conviețuirea asta, chiar dacă nu e relația asta soț-soție, e o relație între oameni. Da, uite, putem și să facem un pas mai în spate. Ai fost îndrăgostit? Cum să nu? Voi poți să povestești de acolo, e foarte important momentul îndrăgostirii. O să le pun împreună. Perfect. Ce spuneam, oamenii cu care trăiești în aceeași casă, momentul în care ești îndrăgostit, atunci când faci minimum, adică ce trebuie, simți în celălalt că ai făcut ce a trebuit și el e mulțumit, dar simte și el că nu e tot. Când ai trecut dincolo de ce trebuia să faci și ai făcut deja de la tine. Adică trebuia să dau cu aspiratorul în cameră. Dacă n-am trecut și în camera fratelui meu și am dat și lui cu aspiratorul, se vede ceva pe el, își dă seama că am făcut ceva în plus. Mama, inclusiv ea, simte că am făcut ceva în plus. Ne vedeam o dată pe săptămână, da? Suntem îndrăgostiți. Hai săptămâna asta să ne vedem de 2 ori. La sacrific din timpul meu, de drag, și facem de 2, de 3 ori ne vedem spunând asta. Imediat se vede chestia asta în relație, imediat se vede chestia asta între apropiați. În orice lucru se vede când faci ceva mai mult decât trebuie. O faci de drag, o faci de... Și cred că așa e și în relația cu Dumnezeu, cu Domnul Hristos. Și am mai văzut un lucru, scuză-mă că te întrerup. De fiecare dată când tu investești... Și chestia asta pentru mine multă vreme a fost așa un... Băi, dar de ce se întâmplă treaba asta? Deci un investitor, da, care investește într-un datornic, da? Are o relație, chiar dacă ăla e datornic, are o relație mult mai specială cu ăla. Are tendința să se uite mereu la ce face ăla. De ce? Fiindcă ceva din el s-a dus acolo. Ceva din munca lui este acolo. Și vrea să știe, probabil, creditorul, dacă îi se mai întoarce investiția înapoi, nu? Și chestia asta, mai târziu, a început să mă conștientizeze de faptul că investițiile pe care le facem în ceilalți oameni ne atașează de ei. Și inclusiv în căsnicia mea am văzut-o.
și mi-a plăcut foarte mult tot ce ți-am amintit. Da, faci niște lucruri care sunt constante și le faci. El știe că tu ești acolo, dar momentul în care ai depășit măsura, e surpriză. Uh-huh. Și ideea e că și pe tine te împlinește treaba asta. Că începi să iei din tine și să pui acolo. Și întotdeauna chestia asta produce fericire, creează legături. Haideți să mergem astăzi în plan concret. Cum putem răsplăti noi binefacerile lui Dumnezeu în relația noastră cu Iisus? Ce implică treaba asta? Mă gândesc la timpul pe care îl acord eu lui Iisus. Așa, în modul cel mai concret. Timpul de dimineață, de studiu, mi se pare că e modul în care eu îi pot răsplăti într-un fel lui Dumnezeu. Tot pentru mine este. Da, e clar lucrul ăsta. Dar mă gândesc la aspectul ăsta că în felul ăsta, petrecând timp cu Iisus, eu îi sunt lui, îi spun cât de mult îl apreciez, îi spun că apreciez investiția pe care o face în mine. Și de asemenea, cred că inclusiv prin darurile și prin tot ceea ce oferim celor din jurul nostru, care știm că sunt frații noștri, copiii lui Dumnezeu, cred că este un alt mod în care noi putem să-i răsplătim. El ne-a dat nouă, El ne dă nouă, eu văd lucrul ăsta și iau și eu din ceea ce El îmi dă mie și le dau celorlalți. Și văd că ăsta, cumva învăț din exemplul lui Hristos și merg mai departe. Și cred că El se bucură foarte mult atunci când vede că nu rămâne fără roadă ceea ce face El. Minunat. Adrian. Iisus a spus o pildă. A zis că un om care avea o avere mare pleacă într-o altă țară și dă unui rob 5 talanți, unui rob 2 talanți și unui rob un singur talent. Și când s-a întors, a așteptat să primească ceva înapoi. Să vadă, băi, eu am făcut o investiție în voi, v-am investit cu încrederea mea, am știut că sunteți oameni capabili. Acum, nu mai știu care sunt valorile talanților respectivi, dar oricum erau niște sume imense. Și omul ăsta, când se întoarce, așteaptă să vadă ori făcut ceva cu ce ori primit sau nu ori făcut. Ei, cam așa văd și eu întoarcerea înapoi a investiției pe care Dumnezeu o face noi. Îți dau timp, ai viață, îl întorci către mine sau îl folosești înțelept sau ești doar pentru tine? Fiecare moment îl folosești pentru creșterea ta, pentru creșterea averii tale, pentru dezvoltarea ta, în orice sens. Astea sunt variante bune, pozitive totuși, pentru că poți efectiv să pierzi timpul respectiv. Îți dau resurse financiare. Le folosești în ce sens? Îți dau resurse, sănătatea, ți-o ofer. Cum o evaluezi? Ce faci cu ea? Te fălești, spui că din cauza asta. E adevărat, știm să ne administrăm sănătatea într-o anumită măsură, dar totul vine de la El. Și când înțelegem treaba asta, venim să înapoiem ceva. E și momentul acela al văduvei. Ea a dat 2 bănuți. Și Iisus zice, băi, a dat tot. Dar a dat mai mult decât tot ceilalți care dădeau mult, dar dădeau puțin. Asta e un paradox al lui Hristos. Mult, dar puțin. Foarte puțin, dar tot. Da, asta e interesant, pentru că Hristos nu știe că din perspectiva asta a cantității, ci El privește dincolo și vede calitatea gestului și vede în străfundul sufletului și zice, măi, femeia asta, chiar dacă a dat 2 bănuți, asta, ea a făcut tot ce putea să facă mai bine. Și dă proporțional, îți dă, adică eu îți dau, vezi, ce pot să faci cu ce ți-am dat? Nu te uita la celălalt cât a primit și să devii invidios sau mândru, vezi, cu ce ai primit tu, ce poți să faci? Aici ai tot. E gândul ăsta atât de frumos, când mai mult înseamnă de fapt mai puțin. Și Iisus zice, cine n-adună cu mine, risipește. Știm că în Vechiul Testament, după ce poporul Israel a fost scos din Egipt, Dumnezeu a rânduit printre ei o seminție, seminția leviților. Ce rol aveau leviții în relația poporului cu Iisus? Așa, din ce îmi vine acum în minte, este că leviții ofereau contextul poporului, pentru că ei erau cei care se ocupau să care dintr-o parte în alta, să așeze sanctuarul și cumva erau responsabili, cum am spune astăzi, de partea logistică. Ei se ocupau de tot, favorizau serviciile, adică creau tot contextul ca serviciile să aibă loc, serviciile de închinare, jertfele și așa mai departe.
Și cumva erau, nu intermediari, dar Dumnezeu se folosea de ei și de serviciul lor ca tot poporul, practic, să beneficieze de comuniunea asta cu Dumnezeu, de iertarea pe care o primeau prin jertfele pe care le aduceau în fiecare zi și întreg sistemul ceremonial. Da, tot sistemul de la sanctuar era pus pe spatele leviților, cumva. Uh-huh. Ei au fost luați, în momentul în care a fost vițelul, ei au fost singura seminție care nu s-a închinat. Uh-huh. Și Dumnezeu a zis, băi, vouă vă dau responsabilitatea asta de a fi cumva între mine și popor. De a fi aici, în locul ăsta în care eu mă descoper. Și fie că erau fiul lui Aron, care efectiv erau preoți și slujau într-un anumit fel, fie că erau din restul familiei și slujau în jurul sanctuarului, în jurul cortului, fiecare cu treaba lui, fiecare cu bucățica lui. Dar toți lucrau în același sens. Ca serviciul la sanctuar să se întâmple și ceea ce Dumnezeu face acolo să fie cumva relevant și pentru oameni, să fie perceput de oameni. Ce obligații avea poporul față de toată lucrarea de la templu? Dacă ar fi să ne gândim la finanțe, la datorii, la plan material. Acum, cred că putem merge pe două direcții. Ce datorii aveau oamenii față de sanctuar din punct de vedere personal? Și aici e vorba de am păcătuit în fața lui Dumnezeu și vin și fac niște lucruri. Foarte bine. Aduc mielul și îmi repar relația mea cu Dumnezeu. Uh-huh. Aici am greșit și îmi repar relația mea cu Dumnezeu. Și apoi cealaltă parte în care realizez cum a binecuvântat Dumnezeu și vin și ofer înapoi. Uh-huh. Sunt două direcții. Odată am greșit și aduc, odată simt binecuvântarea lui Dumnezeu și aduc. În Maleah 3:8 vedem că Dumnezeu le cere fiilor lui Israel un lucru, nu? Uh-huh. Le cere zeciuiala. Da. Ce, scurt așa, ce scop avea zecimea pe vremea leviților? De ce era important să aduci zecime, de exemplu? Știm că ei nu aveau parte de moștenire, adică ei nu aveau nimic. Ei erau în slujba Domnului, așa cum a spus Adi, și Maleah 3:10, scuzați-mă. Da. Și era modalitatea prin care ei trăiau, prin care își susțineau viața și întrețineau familiile, era modul prin rânduit de Dumnezeu ca ei să poată să fie focusați în mod deplin doar pe slujirea în cadrul serviciilor de la sanctuar. Pentru că altfel ar fi trebuit să lucreze, să facă și alte lucruri ca să se întrețină și n-ar mai fi reușit probabil să se ocupe de întregul acest sistem. Așa că darurile, zecimile, în mod special că despre asta vorbim, zecimea pe care poporul aducea era destinată lor și traiului fiecăruia. Deci, practic, zecimea era pentru a întreține cei care s-au pus în slujba lor, uh-huh, ca să facă o lucrare care aducea mai aproape de Iisus. Da. Uite, aici este o nuanță foarte faină. Poate că fug un pic de la centrul subiectului, dar îmi place foarte mult pentru că în capitolul 2, la începutul capitolului, între versetul 1 și 9, vorbește despre preoții care erau atunci, despre oamenii care erau în jurul sanctuarului și vorbește că erau corupți, distrugeau cuvântul lui Dumnezeu, nu păzeau cum ar fi trebuit să păzească fiecare lucru. Și Dumnezeu îi mustră prin Maleah, îi mustră pe preoți și pe leviți și toți care erau acolo. Și apoi se îndreaptă spre popor, pentru că vorbește cumva cu dublu sens. Le vorbește acestora, nu sunteți credincioși cu ce faceți. Și apoi se uită spre popor și zice, voi trebuie să fiți credincioși. Pentru că oricum sunt oamenii ăștia de aici, voi sunteți cu mine. Relația mea cu voi e în joc. Uh-huh. Adică mie când aduceți la sanctuar, nu aduceți oamenilor ăstora ca să ducă bine, să facă așa, să facă așa. Nu, voi aduceți pentru mine. Și cum fac ei și cum administrează ei mai departe, acolo e o problemă între mine și ei. Și îi voi trage la răspundere. Nu trebuie să închideți ochii, dar voi trebuie să fiți conștienți că relația e a mea cu voi. E a mea cu voi. Foarte important. Ideea este că Dumnezeu le-a cerut să aducă zecime. Și apoi vedem că în Exod 30:14 zice să aducă darul ridicat pentru Domnul. În Exod 25:2 zice să-mi aducă un dar. Vorbește și de alte daruri pe care Dumnezeu le cerea pentru
lucrările care se mai făceau acolo pentru, nu neapărat pentru personalul de acolo, da? Uh-huh. Zecimea pentru personal și darurile pentru lucrările adiacente care sunt. Însă, ca să intrăm mai profund în subiectul de astăzi, 1 Corinteni 13 de la 1 la 3, aș vrea să citim puțin, 1 Corinteni 13. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. În 1 Cronici 29 cu 5 mai avem un gând foarte important. Ultima parte surprinde o treabă foarte interesantă. Cine vrea să-și mai aducă de bunăvoie astăzi darurile înaintea Domnului? Și în 2 Corinteni 9 cu versetul 7 zice așa: fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Și vedeți că de obicei noi când privim un om care dă, noi nu vedem ce se întâmplă în inima lui. Dar întotdeauna Dumnezeu se uită la motivația inimii. Dai de bunăvoie sau dai cu sila? Nu știu, ați experimentat vreodată treaba asta când ați dat zecime? Vreau să spun că am crescut într-o familie de părinți adventiști și am primit așa, cel puțin legat de zecime, un exemplu foarte, foarte frumos. Părinții veneau acasă ori de câte ori primeau salariu sau aveau un venit și primul lucru pe care făceau era să pună zecimea, dar primul lucru. Și mie ca tânăr sau copil mi-a imprimat gândul ăsta în minte că e cel mai frumos lucru, ca primul lucru pe care îl faci cu banii tăi, să o oferi Domnului. Și întotdeauna, în mod special, cât am fost plecat de acasă, la facultate, la liceu, în cămin și am locuit și aveam așa mici surse de venit sau chiar și după când m-am angajat și am început să mai lucrez, în toate contextele astea, în sufletul meu a rămas așa o bucurie să ofer Domnului ca o recunoștință pentru că mi-a purtat de grijă zecimea și când puteam daruri. E un sentiment foarte fain și mi-a plăcut lucrul ăsta, că Dumnezeu așa m-a călăuzit până acum, că niciodată nu am simțit greutatea în suflet, mă despart de, o sumă de bani, ci dimpotrivă mă gândeam, zic, măi, cum să fac să împlinesc ce spune Maleah 3 cu 10, să-l pun pe Domnul la încercare, hai să dau, hai să văd cum este, să experimentez relația asta cu El. Și acum, în timp ce vorbesc și mă gândesc la asta, simt așa o bucurie de a oferi Domnului lucrul ăsta. Ce frumos! Eu mă gândesc că aici există două extreme. Una, așa, dau că trebuie. Și mereu mă simt așa, hai Doamne, dacă n-ar trebui, uite, din aia, calculez, tai, scad, uite, cam asta e partea ta. Și cealaltă extremă e cumva investitorului, a speculantului. Știu, Doamne, că Tu mi-ai zis, pune-mă la încercare și vei vedea că îți voi deschide zăgazurile și pac, plasez ca la un fond de investiții, în speranță că primesc înapoi. Și vorba aia, că în stânga e șanțul, e dreapta șanțul, dar unde-i drumul? Uite, în Scriptură e drumul, dați cu bucurie, recunoștința, dai cu bucurie. Mi-amintesc un moment din copilărie, se întâmpla prin 2008-2009, cred că fusese cu tremurul în Haiti. Ceva și tsunami venise după aceea și se strângeau fonduri la biserică pentru ajutare acolo. Eram prin clasa a treia, cred, și aveam în pușculița mea strâns niște bănuți. Greu, în mult timp, până într-o 100 de lei aveam. Și când s-a făcut apelul la biserică, i-am și zis mamei, eu vreau să-mi dau toți banii acolo. A fost o chestie așa, am simțit un îndemn și am zis, tot ce am primit, chiar dacă 10% era pus deja deoparte, am zis, vreau să-i dau. Ajutându-i pe ceilalți, îi dau Domnului. Și după 10%. Și momentul ăla a fost
un moment decisiv pentru mine, pentru că am înțeles, dacă dai, dă-i cu bucurie. Și am dat cu mare bucurie. E adevărat că după aceea am primit înapoi și la scurtă vreme, cred că se dublase suma. Participasem la o olimpiadă de religie și primisem premiul mai mare decât avusesem atunci. Eu am perceput-o ca un dar din partea lui Dumnezeu. Dar nu cred că ăsta a fost târgul. I-am dat cu bucurie. Da, da, da. Și asta a contat. Doamne, vin și îți dau. Eu am un exemplu negativ. Eu. Întotdeauna am fost așa entuziast și dacă Dumnezeu cerea un leu, eu ziceam, eu îți dau 5. Și mi-am dat seama că Dumnezeu, prin noi, oferă modele și altora. Da? Un model bun de urmat sau un model rău de neurmat. Da. Și la început, fiindcă nu știam eu exact cum se treaba cu zecimea, primeam bani de la bunici și dacă primeam 10 lei, dădeam un leu săptămâna asta și dacă îmi rămâneau 9 lei, acum dădeam zecime din 9 lei și tot așa, că nu știam eu cum se face treaba. Și Domnul mereu m-a răsplătit, a zis, lasă că tu încă nu știi. Și după ce am început să muncesc să câștig și eu bani, ideea e că pe lista priorităților zecimea era ultima. Și când venea timpul să dau zecimea, îți dai seama că o dădeam așa cu sila, nu? Că trebuie să o dai. Și erau ultimii bani aia, trebuia să îi folosești pe aia și fix pe aia trebuia să îi dai. Ca atunci când îți rămâne destulă lună la finalul banilor. Exact. Exact. Foarte profund. Mulțumesc. Și într-o zi am zis, gata, trebuie să fac o reformă. Ajunsesem iarăși pe o plajă în care nu mai aveam niciun ban și ăla e momentul în care faci promisiunea lui Dumnezeu, când ești cel mai bolnav, când n-ai, Doamne, eu de acum o să vezi ce o să fac. Și zic, fii atent, Doamne, că fac 50-50. Auzisem eu o poveste de la Colgate, dădeau ea 50% și au ajuns mari și zic, gata, 50-50. Și așa am început. Am câștigat 100 de lei, 50 de lei lui Dumnezeu, 50 de lei mie. Pentru mine era simplu, deci erau bani puțini, mă mulțumeam și totul mergea bine. Ei, când am început să primesc 4.000 de lei, să dau 2.000 de lei, era mamă, 2.000, tu îți dai seama, păi deja aveam și eu niște planuri, să fac niște investiții, să mă duc, să... Nu mai mergea. Și mai spuneam prin stânga, prin dreapta, ce fac eu și ăștia, bă, cum să dăm atâta, bă, dar tu mai trăiești? Cum supraviețuiești? Că ai de plătit chiria, ai de plătit aia. Zic, păi așa am zis, așa fac, nu? Însă eram foarte frustrat, pentru că inima mea nu era ce trebuie. Nu era de bunăvoie, nu era din bucurie. Da. Și am ajuns până la urmă în dreptul unui om, un profesor de la Universitatea Andrews, pe doctor în educație. Și i-am spus ce fac și mi-a zis, măi, Julian, uite că e greșit. Tu trebuie să faci fix ce zice Biblia. Ți-a zis Domnul să dai 10%? Dă 10%. Vezi dacă poți să o duci așa. Dacă 6 luni o duci cu 10% și vrei să dai mai mult, mai pune 10%. Dacă mergi un an cu 10% plus încă 10% și mai poți, mai adaugă încă 10%. Fă lucrurile treptat, astfel încât iubirea față de ceea ce faci să crească, nu să ajungi cum ai ajuns până acum. Și de atunci mi-am hotărât ca de fiecare dată când intră în salariu, ca să nu mai fiu tentat, primul lucru să-i dau Domnului ce aparține lui, cu bucurie și dragă inimă. Ia, Doamne, îți mulțumesc că, uite, binecuvântarea a venit, acum e momentul să-ți ofer din ea. Plătești după aia toate dările și apoi te mai gândești și la restul. Ca să înțelegem mai bine profunzimea mesajului de astăzi și ceea ce, de fapt, vrea Dumnezeu de la noi, haideți să vedem ce exemplu găsim noi în Ioan. Exemplul cu el, îl avem acolo. Ioan, la capitolul 12, te invităm și pe tine să deschizi cu noi. Așa, cred că pe scurt putem să spunem povestea. E vorba despre Maria, care face o investiție serioasă, am putea spune, din ce comentarii am mai citit, salariul pe un an de zile, da? Și cumpără mir și merge și cu mirul acela spală picioarele Domnului Hristos. Adică o manifestare a dragostei într-un mod așa foarte total, să zic. Nu putea pur și simplu să-i zică te iubesc? De ce trebuie să facă treaba asta? Ba da, putea să meargă să-i spună, Doamne, te iubesc și sau să ia mirul, mai mult, să ia mirul, să-l vândă și banii să-i dea săracilor. Așa a zis Iuda. Doamne, de ce trebuie să facă ea chestia asta? Adică putea să facă ceva bine cu concret, să pună banii concret în utilitate, să-i dea cuiva care e nevoie. Și în același timp, Doamne, eu am stat la picioarele tale atât timp.
Adică când veneai în casa mea, eu eram acolo. Ai văzut că țin la tine, te prețuiesc. Cuvintele tale sunt ca o alifie pentru sufletul meu. Adică ce vrei mai mult, Doamne? Da. Aia face mai mult. Asta e partea faină. Asta arată, de fapt, dragostea care trece dincolo de datorie. Vreau să fac pentru că te iubesc. Am găsit un studiu în care spune așa că cercetările arată că doar aproximativ 9% din resursele oamenilor sunt lichide și ar putea fi oferite ca daruri în orice moment. Adică bani, gheață, cecuri, depozite de economii, fonduri de investiții și așa mai departe. În general, aproximativ 91% sunt investiții în bunuri mobile, propria casă, animale, fermă și alte lucruri nelichide, da? Diferența de procentaj poate fi ilustrată într-un borcan de bani în care punem 1000 de lei și unul în care punem cât o monedă de 10 bani în care reprezintă fiecare procent, da? Și zice că avem 90 de bani într-un borcan mic și avem, care reprezintă resurse lichide, și 910 bani într-un borcan mare care reprezintă 90% din resursele lichide ale noastre, da? Și noi când ne ducem la Dumnezeu, luăm borcanul ăsta mare, îl dăm așa, ne ducem la ăla micul de aici și din ăștia dăm 10%. Deci nu dăm borcanul ăsta, din ăștia dăm 10%. Însă Maria a făcut exact gestul ăla incredibil. Cred că s-a dus, a vândut lucruri, a făcut cumva să ia ambele borcane, să le pună într-unul și să zică, uite, asta e tot ceea ce îți dau. Și mă gândesc că nimic nu poate să determine un asemenea gest cum este iubirea. Asta mă gândeam acum și chiar asta vreau să spun, că cine vrea să facă astfel de lucruri pentru Domnul Hristos, ca o manifestare a dragostei, este binevenit să o facă, dar și aici e un dar mare. Să o facă cu toată inima și dintr-o dragoste adevărată. Adică să nu rămâi frustrat, cum povesteai înainte. Cum i-am dat echivalentul a salariu pe un an de zile și acum am rămas în sapă de lemn, cum e vorba. Că dacă faci așa, nici tu nu câștigi și oricum ale Domnului sunt toate și nu îl îmbogățești cu nimic pe el. Exact. Și mă gândesc la un lucru. Când mă trezesc, tu spuneai, Sergiu, la început despre investiția asta în timp. Când mă pun dimineața să studiez. Doamne, e început de 2023. De obicei mă trezesc la 7. Acum vreau să mă trezesc la 6 sau la 5:30. Dintr-o dată. Și după 10-15 minute îmi dau seama că de citit nu mai am chef. Subiectele de rugăciune mi s-au terminat. Dar cum ar fi să-mi iau 15 minute în fiecare dimineață? Doamne, nu m-am rugat de un an de zile. Vreau în fiecare dimineață să dau 15 minute ție. Și la finalul celor 15 minute să mai vreau. Adică acolo e momentul în care să mai vreau. Nu stau aici împreună să povestim și când mă satur, iar hai să mai povestim un pic, că trebuie. Nu. Când încheiem, să mai vreau. Când mă uit la ceva, să mai vreau. Când studiez cu Dumnezeu și mă întâlnesc cu El, să mai vreau. Și asta e creșterea asta treptată. Astăzi puțin, mâine puțin mai mult, puțin mai mult, puțin mai mult. Și mi-arată puțin din ce face Maria, pentru că ea nu dă banii săracilor, nu își pune timpul doar în slujba celorlalți, ci merge și petrece timp și cu Mântuitorul. Și asta e un lucru frumos. Izvorul. El nu poate accepta un rival în suflet și nicio slujire parțială, sunt câteva gânduri inspirate, ci el dorește doar o slujire de bunăvoie, o predare de bunăvoie a inimii constrânse de iubire. Cum a schimbat relația cu Iisus perspectiva asupra dăruirii în viețile voastre? Că vorbeam la început de această căsnicie. Chiar dacă repetăm idei, repetiția e mama învățătorii. Atunci când vorbim despre lucrul ăsta, mă gândesc la un lucru. Așa cum Hristos se uită la cât ne-a oferit pentru a evalua dărnicia noastră, e procentual. Totul se rezumă la cât ți-am dat, cât am primit. Aștept atât, tu ai depășit astea. Parcă copilul ăsta e mai iubitor decât mă așteptam vreodată să fie. Cum poate el să iubească? Evident, a primit dragoste de la mine și o întoarce înapoi.
în același sens ofer înapoi eu Domnului. Realizez cât de mult am primit, realizez cum m-a condus și în momentul ăla în care dragostea lui Dumnezeu mă copleșește și eu îi dau înapoi. E partea asta de frumos, de drag, de dragoste. E momentul în care dragostea lui pentru mine se transformă în dragoste pentru ceilalți. Și cred că la nivelul ăsta m-a marcat pe mine dragostea lui Dumnezeu. Întorc dragoste către El, dar întorc dragoste și pentru ceilalți. Înțeleg de fapt cât de mult m-a iubit eu, El pe mine, și faptul că ceilalți au nevoie de mine într-un fel sau altul. Nu Dumnezeu are nevoie de mine, El găsește și alte metode, dar eu mă pot pune în slujba Lui. Și asta e un lucru frumos. Încerc să mă gândesc așa la o experiență din viața mea sau la un moment în care am văzut cum dărnicia m-a apropiat mai mult de Hristos și îmi dau seama că nu e neapărat un moment punctual, ci sunt așa, este o viață trăită în felul acesta. Cred că asta se datorează faptului că Dumnezeu, așa cum am spus la început, m-a binecuvântat să trec într-o familie care a avut principiul ăsta, o familie adventistă. Și ceea ce îmi dau seama este că întotdeauna, fac o paranteză, noi am trăit ca și copil, am trăit într-o familie normală, nici bogată, nici săracă. Dar întotdeauna când am avut nevoi, în mod, să zic așa, chiar miraculos uneori, Domnul se îngrijea ca să avem ceea ce ne trebuia. Și dacă, să spunem, săptămâna asta aveam nevoie să cumpărăm ceva anume, aveam nevoie să, nu știu, să avem o sumă de bani, întotdeauna se întâmpla ca El să aibă grijă ca să existe ceva în plus de lucru pentru mama sau cineva să ne trimită un dar. Sau... Adică am văzut întotdeauna grija asta a Domnului și cum El face primul pas. Și când am văzut dragostea Lui și dărnicia Lui și că El din tot ce e a Lui îmi dă și mie, m-a inspirat. Și am zis, măi, ăsta e un adevărat exemplu pe care vreau să-L urmez. Vreau și eu, ca ori de câte ori am ocazia, să dau mai departe. În felul ăsta m-a impactat foarte mult și m-a influențat dărnicia în relația cu Hristos. În primul rând să-i întorc Lui înapoi ceea ce este de drept și apoi să-L ofer și celor din jurul meu, celor care... poate nu aveau la fel de mult ca mine. Vă mulțumesc din toată inima pentru experiențele pe care le-ați adus și pentru contribuția pe care ați avut-o astăzi. Mulțumesc, Sergiu. Mulțumesc, Adrian. A fost plăcerea mea. Vreau să vă spun în încheiere că am ajuns la o conștientizare a faptului că tot ceea ce am, adică bunătatea lui Dumnezeu m-a constrâns atât de mult încât am zis, Doamne, până la urmă știi care-i treaba, toate sunt ale tale. Sunt un levit în mâna ta și gata, m-am predat. Și am stabilit un principiu cu soția mea și a zis așa. Portofelul lui Dumnezeu e portofelul lui Dumnezeu. Și portofelul meu e portofelul lui Dumnezeu. Întrebarea pentru tine astăzi este, ce scrie pe portofelul tău? Am fost Giuliano Enache la emisiunea Studenței Cuvântului și până data viitoare te îndemnăm și pe tine să rămâi un student al Cuvântului. Însă motivația să fie dragostea. Pe curând!